bibliotecă fără bibliotecari este ca o casă nelocuită, spunea Iorga la începutul secolului al XX-lea. Dacă din antichitate până în pragul epocii moderne bibliotecar însemna savant, astăzi lucrurile sunt privite cu totul altfel. De ziua lor profesională, bibliotecarii din raionul Nisporense plâng de viață grea, salarii mici și condiții proaste de lucru. Eu cu studii superioare, salariul de bază 1200, dar eu sunt pe jumătate salariu. Lucrul ăsta practic nu pot să înțeleg. Cum copilul poate să citească jumătate de el, jumătate de om, jumătate de elev, jumătate de cititor? Lucrul ăsta nu îl pot înțelege. Eu mă sunt foarte înjosită, mai scop profesorii dacă au de la 3.000 până la 6.000, 7.000, nu mai vorbim de direcția școlii, bibliotecarii sunt aproape la nivel cu personalul tehnic. Și e foarte, foarte dureros lucrul acesta. Eu sunt cu studii superioare, cu vechime muncă, cu grad didactic, băi, oameni buni, nimeni nu ține cont de salariul bibliotecarilor. Parcă nici nu existăm în Moldova. Valentina Scutaru lucrează la biblioteca din satul Zberoaia, raionul Nisporeni, de aproape 45 de ani. Și după atâția ani de muncă, femeia nu primește nici măcar 1.000 de lei. Îmi plânge inima că salariul lasă mult de dorit. Am ajuns în timpul de față, nu îmbrățișez 1.000 de lei pe jumătate de salariu. Pe jumătate de salariu. Nu îmbrățișez 1.000 de lei, 987. Salariu de bibliotecar cu studii superioare. Unde ne iei inima mea? De-atâta își plâng. Unii bibliotecari spun că profesia lor este mai puțin apreciată de guvernanți. Nu știu, guvernanții cei care sunt la putere au trecut pe mâna cărții. Oare nu se gândește că bibliotecarul ăsta este o pătură care ar trebui să fie în fruntea mesei, dar bibliotecarul stădi toate scaunelor mesei. Foarte mult timp petrec în bibliotecă și foarte mic salariu am. Nu mă aranjează deloc. Eu nu știu, mai este o specialitate care să fie așa. Agricultorii văd că ultimul timp protestează, dar ei totuși, după părerea mea, sunt mai sătui decât noi bibliotecari. După nivelul bibliotecilor poți să judeci și nivelul de lectură al guvernanților. Pentru că cei care au trecut în bibliotecă, evident că o să susțină, o să știe că aici este focar de cultură, de lectură, de oameni de știți. Dar, mă rog, nu comentez. Din păcate, profesia de bibliotecar continuă să rămână marginalizată. Tinerii nu par să fie atrași în Moldova de această profesie, cum se întâmplă în alte țări. La aceasta contribuie și mentalitatea moldovenească, că oricine e bun de bibliotecar. În Moldova sunt aproape 4.000 de bibliotecari.